Тази неделя сме бли гостените на наша приятел Пер Дупца, прочутия пошетар от Винга. Той е член на българско дружество от младия годин и от 2019 година и член от новия отбрания комитет на филиалата Винга. У емисията той му е показал кът е работа неговата работница и кът е проектирва хубантите кожен модели. Също тъй може да се види и с какви професионални машини работи. Am început din joacă, apoi s-a dezvoltat pasiune. Încerc să-mi perfecționez întotdeauna tehnicile, să devin cât mai bun, cât mai profesionist. Thank you.
Tot a început ca o joacă. Inițial am încercat să fac un produs, a ieșit o chestie, din ce în ce mai mult am perfecționat. Primele poșete le vindeam, să zicem, din aproape în aproape, reclama aia din auzite, până am descoperit internetul, asta era în urmă cu ceva ani. După aceea totul a devenit mai simplu. Sugestiile lor, cu ce și-au dorit. Întotdeauna îmi place să mă joc cu culorile, să mă joc cu texturile pieilor. Tot timpul îmi place să iese altceva, să fie provocări noi. Și în Europa și nu numai. Fiecare vin cu provocări noi, cu modele noi, cu întotdeauna îmi place să răspund provocărilor. Început să o învăț din pasiune și din plăcere și încet, încet sper să-mi iasă tot mai bine. Sau vreau să-mi iasă tot mai bine.
de la rucsacuri, de la, la poșete mai mari, poșete mai mici, poșete tip poștaș. Cele mai cerute pot să zic că sunt poșetele medii, unde pot să pun aplicații, broderii. În ultimul timp mi s-au cerut cu broderii motive tradiționale. Poșete cu motive tradiționale bulgărești, dacă tot sunt bulgar. Pentru broderii colaborez cu cineva, brodează direct pe piele. Am făcut broderii tradiționale românești, ungurești.